În data de 10 martie, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor a lansat campania Vinerea Verde sub sloganul Stop, azi mașina stă pe loc. La nivel național, acțiunea debutează vineri, 12 martie. Potrivit unui comunicat de presă emis de către reprezentanții APM Olt, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor va introduce etapizat un plan de măsuri voluntare sau cu caracter obligatoriu pentru a genera o mobilizare în fiecare vineri verde. Pentru început, prima măsură este impulsionarea mobilității alternative a angajaților din instituțiile publice, prin care minim unul din patru angajați ai fiecărei instituții din România să vină la muncă altfel decât cu autoturismul personal, alegând una din variantele alternative, mersul pe jos, bicicleta, trotineta, mașina electrică sau mijloc de transport în comun. Celelalte măsuri vizează parcări pentru biciclete și infrastructura de alimentare a mașinilor electrice pentru instituțiile publice, mașini electrice în parcurile auto ale instituțiilor publice, transport public gratuit în Vinerea Verde peste tot în țară, parcuri auto full pentru transportul în comun în toate orașele din România. Ader la Vinerea Verde, adeziunea companiilor și a corporațiilor. Deplasarea verde a angajaților din instituțiile publice va fi completată de o campanie online prin care oricine poate adera la Vinerea Verde personalizându-și poza de profil cu mesajul de campanie, se arată în același comunicat de la APM Olt. Această campanie a pornit de la o realitate care schimbă viața planetei, amprenta de carbon din traficul rutier. Deplasarea la birou, acasă sau în vacanță face parte din viața fiecăruia dintre noi. Toată lumea se gândește la o mobilizare în viteză și cu confort, fără să ia în calcul amprenta de carbon pe care o lasă planetei. Peste 70% din emisiile de CO2 din transporturi provin doar din traficul rutier. Fiecare dintre noi amprentăm planeta anual cu peste 7.000 de kilograme de dioxid de carbon. Pe cele mai multe dintre acestea le producem doar apăsând accelerația mașinii personale.